Vedeți că sunt doi urși acolo. Știți că v-am arătat de acolo de jos serpentinele? Da, bă, sunt alți urși. Hai, varla me bagă mare! Vreau să trec, numai să nu sară de mine. Salutare prietenașilor și bine v-am găsit! Eu sunt Grigore Varlam și astăzi a venit momentul pentru un vlog special pe care, sincer, vă spun că voiam să-l fac de foarte mult timp. Mi-am luat inima în dinți astăzi și am zis, bă, Varlame, gata cu leneveala, aveam nevoie de ceva special în viața mea, trebuia o nouă provocare. Așa că astăzi voi merge să traversez, voi pleca de fapt, să traversez Transfăgărășeanul cu bicicleta, prieteni. Ei bine, cum i-am propus să fac asta? Este joi astăzi, trebuie să mă duc până la Gara de Nord. Acum mai am vreo 30 de minute să ajung acolo și sper să ajung la timp, pentru că mă așteaptă trenul în direcția Ucea. De la Ucea trebuie să merg până în Cârțișoara, vreo 20-30 de kilometri, pentru că acolo am o cazare. Mă cazez, iar dimineață, vineri, adică la ora 4:30, mă trezesc și dau pedală în aventura pe Transfăgărășean. Sper să nu întâmpin probleme, adică să n-am probleme cu bicicleta, cu animale de asemenea, pentru că urșii sunt des întâlniți pe acolo. Așadar voi tranzita, dacă pot să spun așa, Transfăgărășeanul de la Cârțișoara până în Curtea de Argeș, unde mă voi caza vineri și mă voi întoarce în București sâmbătă dimineață, tot cu trenul. Așadar, băi prieteni, iată-ne în Gara de Nord, am pedalat vreo 10 km de acasă până aici. Și cum v-am spus, urmează primul pas dificil, pentru că trebuie să mă înțeleg cu nașul, să văd dacă mă lasă sau nu mă lasă cu bicicleta. Este ora 9:40, trenul meu pleacă la ora 9:55 și nu știu dacă v-am zis la început, dar la 2:35 ar trebui să fim în Ucea. Hai că am rezolvat-o, voi prieteni, și cu bicicleta până la urmă. Nici nu știu cum ar trebui să stea, să o țin mai bine, cred că așa, dar partea nașpa e că eu voi merge 4 ore cu trenul aici în picioare, cred că am să stau jos pe astea aici. Adio București, ne vedem peste 3 zile. Abia așteptam să plec de aici, chiar mă săturasem de nebunia și traficul ăsta. 4 ore începând din acest moment, 4 ore jumate de mers cu trenul. A fost un drum cam lung așa pentru mine, că am stat mai mult în picioare, dar am trecut și peste asta 4 ore jumate de mers cu trenul. Acestea fiind spuse, mă așteptam să fie mai mult de pedalat până în Cârțișoara, până la locația cazării mele, dar nu e chiar atât de mult, sunt 18 km până la cazare. Nici nu mai rețin cum se numește cazarea, am să vă zic când ajung acolo și vă arăt și camera. Sper să găsesc pe cineva acolo la ora asta direct. Iar de aici pot spune că am intrat în județul Sibiu, am părăsit Brașovul și mai am 14 km până în Cârțișoara, prieteni, sătucul lui Badea Cârțean. Un lucru care mă incomodează deja și mi-am dat seama că am făcut o greșeală e faptul că am făcut rucsacul mai greu, ceea ce înseamnă că trebuie să trag puțin pentru asta. Cazarea mea trebuie să fie pe aici, pe undeva. Sincer, habar n-am, nici nu mai țin cum se numește. Cabana din pădure sau ceva de genul. Sper să fie cineva aici, pentru că n-am sunat să rezerv telefonic. Am făcut doar confirmarea prin booking. Am să mă odihnesc în seara asta și nu cred că am să mai plec pe niciunde, ca să fiu în formă de dimineață mâine. La ora 4:30 mă trezesc și cred că pe la 5:30 am plecat. Băi prieteni, între timp am ajuns, vorbesc mai încet că doarme cineva la parter. Asta e camera mea aici, mi-a zis că pot să stau la televizor și am plătit pentru camera asta 58 de lei, e amenajat așa frumos. Am și o terasă aici, bine că eu nu fumez, adică poate dimineață puțin așa să stau să-mi revin. Asta e terasa, arată destul de bine camera, zic eu, chiar dacă nu are aer condiționat. Am plătit 58 de lei pentru camera asta, cât să stau să mă odihnesc până mâine dimineață, când mă voi trezi pe la ora 4:30, pentru că pe la 5 vreau să plec deja. Acestea fiind spuse, băi prieteni, ce să vă mai zic, eu am să închid acum partea asta pe ziua de astăzi și am să dau drumul la cameră dimineață, în drumul meu către Bâlea Lac, Transfăgărășeanul, un drum de vreo 100 și ceva de kilometri. Cam apoi să ajung în Curtea de Argeș, de unde voi lua trenul din nou către București, dar nu voi lua trenul mâine, trenul voi lua poimâine, pentru că mi-am rezervat o cazare și în Curtea de Argeș, fiindcă vreau să mă odihnesc în prima fază acolo, iar mai apoi să mă întorc către București odihnit, să-i dau drumul la treabă cu Glovo. Asta a fost ziua 1, ne vedem mâine dimineață.
Între timp s-a făcut dimineață, e ora 5. Pentru voi știu că a trecut așa ca într-o clipită, dar eu am dormit vreo 9 ore ca să mă odihnesc. A răsărit și soarele, ceea ce înseamnă că pot să pornesc la drum. Mi-am aranjat puțin treburile în rucsac. Un rucsac am greu, data viitoare voi veni cu un portbagaj și am să pun totul pe portbagaj. Cred că va fi asta marea greșeală a acestei călătorii, acestei drumeții. Faptul că nu mi-am pus tot bagajul pe un portbagaj, niște coburi, niște genți, asta e acum învățătură de minte. Ce să vă mai zic, mergem la biciclete și pe urmă îi dăm bătaie către Transfăgărășan. Cred că oamenii ăștia dorm, am să închid eu pe aici cât pot și ne vedem de drum. Haideți să vă arăt așa în mare și curtea. Eu zic că arată destul de bine. E ok să vii în grupuri mai mari aici, să stai la un grătar, să mergi la o drumeție pe munte. Pentru mine nu a fost decât o cazare de odihnă, să mă odihnesc pentru ceea ce va urma acum, provocarea poate cea mai mare a vieții mele pe bicicletă. Până la Bâlea Lac, în urcare vor fi 26 de kilometri. Până în Curtea de Argeș am de pedalat astăzi 117 kilometri, cred, din ce am văzut eu acolo. Sper să n-am probleme cu urși, Doamne ferește, să nu-mi iasă un urs în cale. Vă zic sincer că cel mai teamă mi-era de urși și când mă gândeam înainte să plec de acasă, bă frate, orice să se întâmple, dar să nu dau de urși pe traseu. Mă aștept ca odată cu urcarea să fie și din ce în ce mai frig și dacă cumva este prea frig, mi-am luat și haine groase cu mine. Așadar, haide să-i dăm bătaie fraților. Mare evadare pe 2020, voiam să fac treaba asta de mult, dar uite că a venit acum momentul. Pe tot traseul meu voi încerca să-mi canalizez atenția cât pot de mult, cât mai îndepărtare, pentru că dacă apare vreun urs, Doamne ferește, din pădure la stradă, să-l pot vedea din timp și să-l las în treaba lui, nu mă grăbesc deloc, îl las să-și facă treaba și abia pe urmă să trec mai departe, să merg mai departe. O altă problemă de care s-ar putea să mă lovesc mai încolo sunt stânele astea cu oi sau nu știu ce am văzut eu pe net, scria acolo că e posibil să dai de câini de ăștia ciobănești care să fugă după tine, mai ales că ești pe bicicletă. Sper să n-am parte nici de treaba asta. S-ar putea să vină și o ploicică mai încolo, sunt echipat, am pelerina la mine, dar sper totuși să evit și ploaia până la urmă. Eu acum 4 sau 5 zile am vrut din nou să plec singur pe Transfăgărășan, dar m-am răzgândit în ultim moment, tot așa de teamă de urși. Astăzi am să-mi înving teama de urs. Sper să nu dau de urși ca să pot să străbat acest traseu fără probleme. E și ultima oară când vorbesc de urși pe acest vlog. Asta în cazul în care nu mă voi întâlni cu unul sau doi sau trei sau mai mulți. Băi, vă zic sincer că mai devreme am auzit un troncănit pe aici prin pădure și îmi luase în panică puțin. Am mai trecut vreo 2-3 mașini. Sincer, nu m-ar deranja să mai treacă mașini din când în când, că nu m-aș mai simți atât de singur. E ciudat, fraților, și sper să mă înțelegeți, pentru că nu sunt obișnuit cu astfel de călătorii de unul singur. Sunt eu și Codru, liniște de plină. Prieteni, vedeți ce am acolo în față? Am doi urși. Vedeți că sunt doi urși acolo. De ce mi-a fost frică? N-am scăpat. Ei nu cred că au treabă cu mine, uite că se întorc. Dar am doi urși acolo în față. Bă, cât m-am agitat eu cu urși și uite că mi-au ieșit în cale direct. Mamă, dar cum era să fie ieșit chiar înaintea mea, să fie ieșit chiar în fața mea direct, la un metru de mine. Încă se aud pe acolo. Sunt aici, mă. Îi aud. Îi dau puțin viteză să plec din zona asta. Păi sper să nu mai dau ochii cu ei de acum înainte. Bă, cât de norocosul, bă, și cât am vorbit de urși, mă, până acum și chiar de ei am dat. Mamă, mamă, varame! Cred că mai sunt câțiva urși aici. Că se aude călăgie. Da, bă, sunt alți urși. Am să mă întorc așa puțin. Mai e un urs acolo, bă, frate. Uite, e acolo. Asta e mult mai mare. E la coșul de gunoi. Uite-l acolo. Am să încerc să merg așa ușor cu spatele. Uite-l. E acolo. Uite, mă, încearcă să dărâme coșul ăla de gunoi. E foame, frate, uite. Auzi, a dat cu el jos. Mamă, sunt doi. Eu cred că mă ajută omul ăsta să trec, mă, de ei. Sper să stea acolo ca să pot să trec și eu. Nu cred că vine după mine.
Cum? Ok, mersi. Hai că mă ajută oamenii ăștia să trec, frate, de uși. Bă, nu mai plecau de acolo, bă, frate, bă. Mamă, 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 urșilor. Sper să nu mai dau de ei, tată. Acum adrenalina s-a activat. Și ia uite ce îi dau pedale. Mersi. Sfat pentru cei care vă gândiți să faceți traseul ăsta pe Transfăgărășan, în special singuri. Deși eu sincer nu vă recomand să veniți singur, dacă sunteți puțin mai nebuni așa ca mine, da, dar altfel nu, vă zic mare grijă să aveți la popasurile astea, pentru că e câte un coș de gunoi la fiecare popas și de obicei aici vin urșii la coșurile de gunoi să mănânce resturi. Într-un fel sincer mă bucur că m-am întâlnit mai devreme cu ursul, pentru că altfel aș fi stat cu spaima aia, mamă. Mă întâlnesc cu ursul, ce se întâmplă, oare mă atacă, nu mă atacă. Dar până la urmă, uite că am trecut și de urs și parcă nu mai am teama aia de la început. Îmi păstrez distanța, îl las să-și facă treaba. Dacă vine o mașină și mă ajută să trec pe lângă ei, e chiar ok, ok. Acestea fiind spuse, îi dăm pedal în continuare, relaxant, plăcut, cu bicicleta pe Transfăgărășan. Cred că nu e momentul să o arunc pe aia încă. Deocamdată, hai Varlame, bagă mare, nu te plânge, dă-i pedală. Pentru că încă nu e cazul, chiar pedalez de plăcere, cu plăcere. Cred că am să mă opresc puțin aici să beau niște aqua, apă. Mi-e sete, băi, te obosește și trebuie să te hidratezi. Având în vedere că nu sunt în competiție cu nimeni, nu mă grăbește nimeni, pot să-mi fac traseul cum vreau eu. Ăsta e beneficiul de a merge singur. Când ești cu 1, 2, 3, grup mai mare, trebuie să te conformezi regulilor grupului și să oprești odată cu ei. Nu când vrei tu, că altfel îi se te pierzi de restul grupului. 1, 2, 3 și îi dăm drumul, nu? 2 Varlame, hai Varlame! Îi bag o daia, nu? Bagă mare, dă-i pedală, nu te plânge. Stai că am încurcat-o eu. Hai Varlame, bagă mare, nu te plânge, dă-i pedală. Gata, așa era. Îi dăm. Deja începe și traficul să fie mai aglomerat, adică la 2-3 minute mai trece câte o mașină. Și mă aștept ca de acum încolo să fie din ce în ce mai aglomerat. Dacă până acum a fost cum a fost și am mai intrat și eu puțin în civilizație, cred că de aici încolo începe greul. Adevăratul greu, 10-12 km urcare masivă, prieteni. Aici îmi voi testa eu toate capacitățile mele de biciclist, forjat la Glovo în București. Și de aici priveliște, tată, am să vă arăt și vouă, văd că e un memorium acolo sau ce, ăla e o plăcuță. Pe stânca asta de aici, ca îngâfui puțin și mă scuzați. Greu la deal, e grele, fraților, la deal. Oricum, atmosfera e mirobolantă, dacă e să o exprim așa, în cuvinte de astea mai pompoase. Haideți să vedem ce e cu placa asta, pentru că nu m-am documentat deloc înainte să plec la drum. Acest monument a fost reamenajat cu susținerea financiară a militarilor geniști din Armata României prin grija batalionului 136 Geniu Apulum Alba Iulia în 2009, anul 2009, deci militarii au fortificat zona asta oarecum. Am mai făcut din nou o mică oprire pentru că vreau să vă arăt Bâlea Cascadă. Se află aici în partea asta. Mamă, frate, ce frumoasă e zona asta. N-ai cum. Sper să nu greșesc, asta e Bâlea Cascadă. Iar eu trebuie să ajung tocmai pe acolo, pe undeva. Mai am de urcat, mai e, până sus acolo. Am zis că nu mai am mult, dar totuși mai am ceva de urcat. Mai bag și o banană. Băi, asta vă recomand să mâncați dimineața. Băgați 2-3 banane, fructe uscate, iarăși de asemenea. Am băgat 2 banane, niște batoane de alea energizant. Mai am niște caise uscate și cam asta va fi mâncarea mea pe tot traseul ăsta până ajung în Curtea de Argeș. Bineînțeles că mi-am luat și un sandwich cu mine. În caz de ceva, bag și un sandwich rapid. Nu știu dacă puteți observa acolo serpentinele alea așa, țac, țac, țac. Doar toate trebuie să le urc eu. Băi, eu speram că se termine, gata, cu urcarea, că nu cunosc drumul și nici nu m-am documentat prea mult înainte. Am zis, bă, gata, hai, nu mai am mult, am văzut platoul ăsta mic aici și am zis, hai că ajung la Bâlea Lac. Dar ia uite ce mă așteaptă acolo, ce serpentine am de urcat pe soare. Așa că încarcă-ți bateriile, Varlame, și dă-i pedală, pentru că am ceva de urcat acum. Cred că ăsta e punctul culminant aici, să trec și peste hopul ăsta, iar pe urmă relax, coborâre, distracție, jucărie. Curbe deosebit de periculoase, circulați cu viteză redusă. 5 km de acum înainte. Uite, lumea a campat acolo frumos. Între timp am intrat și în soare, încă nu e chiar atât de cald, pentru că e totuși dimineață, dar mai spre 12, 1 încolo e mai nasol cu căldura. Sper să fiu deja în coborâre atunci.
Ei bine, acum e unul din momentele alea în care aș avea nevoie de o încurajare. Știți că v-am arătat de acolo de jos serpentinele, ei bine, uitați-le de sus acum cât am reușit să urc până în acest moment. Nu vă mint, am mai făcut opriri pentru că n-aveam cum să pedalez, n-am antrenamentul necesar ca să urc aceste serpentine fără oprire, n-ai cum să faci treaba asta. Și dacă credeți că puteți să o faceți, în ideea că n-ați mai fost aici, vă rog să încercați. Am mai luat o mică pauză, mai am 2,5 km până la Bâlea Lac și nu rămâne decât să-i dau pedală. Mai am jumătate din serpentinele astea de urcat încă. Vremea e bună deocamdată, eu mă simt bine, ceea ce înseamnă că e totul excelent până în acest moment. Sincer vă zic că sunt rupt. Rupt on boy, prieteni, și din momentul ăsta mai am un kilometru până sus pe platou, ceea ce înseamnă că nu mai merg, frate, cu bicicleta. Facem și mersul pe jos, vorba aia, mersul pe jos, face piciorul frumos, îi dau pe jos până sus, mai am un kilometru, Bâlea Lac, am obosit. E obositor. Poate numai dacă ai să faci treaba asta, îți vei da seama cât de obositor e să urci cu bicicleta pe aici. Și am ajuns și la Bâlci, băi prieteni. Trebuie să opresc aici undeva să-mi iau ceva de băut neapărat. Să trăiți, dați-mi și mie, vă rog, o apă plată, borsec. Mică? Mică, da. Lăsa-te așa, mulțumesc frumos. Mai bine. Mulțumesc. Pornim în aventură către județul Argeș. Tunelul ăsta n-are decât 1,1 km. Sper să fie totul în regulă. Nu știu cum e drumul în tunel. Hai să-mi dau și eu drumul la lumină. Nu știu dacă e luminat, chiar sunt curios dacă e luminat. Hai să-i dăm pedală. Sper că e în coborâre și nu e în urcare, pentru că m-am săturat cât am urcat până acum, băi prieteni. Hai că pare destul de ok drumul. 1,1 km. Va trebui să-i dau cu grijă, cu mare grijă, că nu știi de ce gropi poți să dai aici. Băi, eu sper că nu sunt nebuni care să depășească pe aici. Hai, Varlame, bagă mare! Hai, nu te plânge, dă-i pedale! Am aici, drumul e nașparliu și trebuie să-i dau mai încet. E în coborâre și asta e bine. Hai, tată! Hai că am scăpat! Băi, știți cum am până în curtea de Argeș? Vreo 80-90 de kilometri. Și de acum începe coborârea, prieteni. Frumoasa coborâre. Abia așteptam.
Pe pânțile astea am uitat și de urs și de tot, că acum sunt iarăși în zona de asta împădurită și e posibil să-mi apară oricând din nou un urs în față. Sper să nu se întâmple asta, să-mi văd de drum liniștit până în Curtea de Argeș, unde mă voi caza, iar mâine dimineață, cum v-am zis, către București din nou am tren la 7 dimineață. 30 de lei m-a costat trenul de la Curtea de Argeș la București și când am venit de la București până la Ucea am dat 66 de lei. Am făcut un mic popas aici, sper să nu-mi ia careva bicicleta, dar cine s-o ia în zona asta, tată, dacă și aici dispare. Cam văzut o cascadă frumoasă aici, nu știu cum se numește și cât întrag și eu sufletul, haideți să ne uităm puțin aici. Poate dau nas în ascursul. Ia uite ce bele arată. Băi, fraților, până acum o experiență deosebită. Sper să se mențină așa până la final. Tare mă bucur că am reușit să ajung în zonele astea aici. Și neapărat pentru coborâre, eu n-am băgat de seamă prea mult acest aspect, dar am zis, hai totuși să iau ochelarii ăștia cu mine. Dacă nu purtați ochelari, bă nenorocește, plângeți în continuu. Tot drumul la coborâre plângeți. Așa că dacă n-aveți ochelari de ciclist cum sunt ăștia, luați-vă orice alt ochelar, dar luați ceva să vă protejați ochii la coborâre, pentru că lăcrimați în continuu și e posibil să vă intre și câte o gâză în ochi și nu v-ați dori asta. Urmează o mică urcare, iar mai apoi din nou coborâre. Băi, și voiam să vă mai zic o chestie, dacă m-ați văzut urcând pe partea aia și coborând acum cu atâta lejeritate, să nu credeți că pe partea asta până în Curtea de Argeș nu mai e de urcat. Mai e de urcat, nu foarte mult, dar sunt urcușuri și coborâșuri ca în viață. De la Cârțișoara până la Bâlea Lac chiar n-am coborât aproape deloc. Sper că e potabilă apa asta aici. Haideți să vă arăt ceva frumos, frate, aici. Aproape că le-am ratat. Sunt două cabane care arată foarte bine aici. Scrie acolo proprietate privată. E una, două și încă una mai sus acolo. Sunt ridicate la înălțime ca să nu ajungă animalele sălbatice la ei. Oricum foarte tare să ai un loc ăsta așa de refugiu, gen să vii să te mai limpezești la minte. De asta nu aveam eu nevoie acum. Ce credeți că se întâmplă afară? Plouă, bă, tată! Am scăpat pe Transul Gărășean de ploaie și uite că intră acum cu vreme rea când mai am 20 de kilometri până în Curtea de Argeș. Oricum era soare mai devreme, acum 2 minute era soare și uite că a venit așa un nor de ăsta și mi-o dă cu ploaie. Ia vedeți unde credeți că suntem. Barajul Vidraru, prieteni, hai să și oprim puțin aici. Barajul Vidraru, hai să ne uităm puțin și de pe partea cealaltă. Mamă, ăsta cred că va ieși un vlog cam lung. Tot v-am amenințat cu clipul de 30 de minute, dar cu siguranță ăsta va fi unul. Haideți să vă arăt și vouă priveliștea pe care o am eu de aici de sus. Ce ziceți? Barajul Vidraru. Hai să nu mai pierdem timpul totuși, că vreau să ajung la hotel să mă odihnesc și am să pun capăt acestui vlog. Te uite, mă, iară urși acolo, ești nebun. Deci ia, mă, câta oară. Stați puțin acolo să trec și eu. Stați puțin acolo. Vreau să trec, numai să nu sară de mine. Stai puțin. Mamă, frate, a treia oară când dau de urși, bă, și am zis că nu sunt din părțile astea pe aici. Mamă, lumea s-a oprit să se uite la ei. Deci când i-am văzut m-am panicat, bine că erau mașinile astea, ei stăteau ca la cinematograf și urși, zici că erau vedete. Mamă, frate, ce mi-a bătut inima când i-am văzut. Dar bine, mi-a revenit imediat pentru că erau oamenii ei acolo. Băi, cât am pedalat în zona aia de munte a fost bine. A fost chiar răcoare, dar acum am dat în temperaturi de 30 de grade și m-am obișnuit cu atmosfera aia acolo, răcoare, frumos. Abia aștept să ajung la cazare, să fac un dus și să mă odihnesc. Băi, prieteni, trebuie să opresc puțin aici. După cum puteți vedea, bine ați venit în municipiul Curtea de Argeș, oraș regal. Chiar dacă mi-a făcut plăcere să pedalez până aici, vă zic sincer că sunt frânt. Frânt de-a binelea. E obositor, mai ales pe final acolo, când știi că mai ai puțin și ajungi să stai și tu liniștit undeva, într-un loc al tău, într-un pătuț. O experiență de-a dreptul plăcută și vă recomand cu căldură să faceți și voi această tură. Recomandarea mea este să nu faceți singur treaba asta, dar dacă mai aveți pe cineva, eu n-am avut pe cine să iau așa nebun ca mine, să mergem cu toată drumeția asta. Și bineînțeles, dacă nu vă e frică de urși, dacă vă e frică de urși, puteți să luați cu voi un spray anti-urs.
e de la 230 de lei în sus până pe la 400-500 de lei. Se găsește și de închiriat în București. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine, că apreciați videoclipurile pe care le postez. Stați aproape pentru că vor mai urma videoclipuri de genul. Abonați-vă la canal dacă nu ați făcut-o tocmai în această idee. Apăsați și butonul ăla de like dacă v-a plăcut clipul meu. Cam asta a fost, prieteni, eu mi-am acum la revedere și ne vedem data viitoare. Pa, pa, aveți grijă de voi!